Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu vi se pare fascinant felul în care guvernanții se comportă când realizează, dacă realizează, ce efecte au dandanalele pe care le fac ei? Adică e mereu o întârziere în reacție și aproape că vezi cum un ministru, autor de Pocinog, stă pitit în birou așteptând, sperând că poate o să treacă scandalul, poate o să treacă lumea. Nu. Orice consultant, ba nu, stai că se întâmplă, orice consultant îi spune, România, orice scandal ține 3 zile. Domn ministru, ai stați cu minte 3 zile, 4 zile și uită lumea. Și stă și se uită pe știri și alea și așteaptă să treacă toată povestea. Uite așa și cu beleaua asta, cu bursele de merit de câte 450 de lei pentru elevi de nota 2, de zile întregi. Toată lumea țipă de indignare că așa ceva a devenit posibil după ce Ministerul Educației a schimbat regulile de acordare pentru aceste premii. În fapt, că o bursă de merit, asta ar trebui să facă, să premieze meritul, nu? Adică nu contraperformanța, că doar meritul este, potrivit definiției, o însușire remarcabilă care face pe cineva demn de stimă, de laudă, de recompensă. Dar doamna ministru Ligia Deca, direct răspunzătoare pentru această nerozie, a tăcut chitic în păpușoi, sperând să treacă, și nu doar că n-a trecut, s-a și intensificat. Nouă ni s-a părut că o medie de 4,59 este pentru bursă de merit, deci 450 de lei pentru media 4,59 pentru bursă de merit, pentru admitere la liceu. Caz despre care am vorbit la începutul săptămânii era, trebuie să fi fost, ne-am gândit noi, o aberație singulară. Dar în ultimele zile au apărut o grămadă de știri despre cazuri chiar mai grave, multe județe. Deci confirmarea faptului că problema vine din felul în care a fost proiectat mecanismul, nu dintr-un accident de parcurs. Dacă ministerul ar fi, să zicem, un producător de mașini și ar avea o astfel de problemă la mecanism, ar face o rechemare generală pentru tot, ar fi dat în judecat, ar plăti compensații. O rechemare generală pe mine mă deranjează timingul, adică de ce nu s-a întâmplat asta și acum 30 de ani? Aha. Asta mă deranjează, nu că banii respectivi. Bună observație. Și abia ieri Ministerul Educației a decis să reacționeze, citez, dintr-o declarație pentru Ager, presa secretarului de stat Florian Lixandru. Deci, spune dânsul, Ministerul a solicitat inspectoratelor școlare să transmită până luni situația pe fiecare categorie de bursă, urmând ca, după analizarea acestor date, să se facă propuneri de modificare a unor prevederi din legea învățământului preuniversitar, care au dus la apariția unor anomalii, a declarat secretarul de stat. Deci apariția unor anomalii din ceruri. Anomaliile se vor fi materializat miraculos din spuma mării, precum Afrodita. Ni s-au teleportat anomaliile peste scăfârlii la minister, vai de păcatele noastre, ce s-o fi întâmplat? Cam așa e. Nu! Aceste anomalii sunt consecința directă a modificării legislației prin inițiativa doamnei Deca și consecința directă a Ordinului Ministrului Educației numărul 6238 din 8 septembrie anul acesta privind acordarea burselor de merit. Ordin care prevede că 30% din numărul de elevi ai fiecarei clase beneficiază de burse de merit și nu se referă la note. Și asta este rezultatul. Deci, și doamna Deca a mers înainte cu această idee în ciuda tuturor protestelor și avertismentelor că nu e în regulă și acum este momentul să-și asume rezultatele propriilor sale acțiuni, consecințele propriilor sale acțiuni. Doar că prima declarație a dânsei arată ca scuză elevului căruia i-a mâncat câinele tema. Zice doamna, citez, problema nu este neapărat bursa de merit, ci cum ajung copiii la clasa noua să fie repartizați cu medii sub o notă de trecere, a declarat doamna Deca pentru Antena 1. Deci problema nu e că nu stă în picioare. Problema e gravitația. Ce mirare ca să vezi cum merge școala în România. Cine ar fi crezut, domnule, că așa e? Ce chestie, se intră la liceu cu medii sub 5, dar ce curios? Nu e ca și cum eu, ministrul educației, care am fost consilier prezidențial, vorba aceea, pe probleme de educație an la rând, aș fi avut eu de unde să știu asta. De ce nu mi-a zis și mie cineva cum e cu realitatea? Vă dați seama cum toată birocrația statului român a funcționat somnambulic lunile acestea, strângând hârtii și
și făcând, completând formulare, făcând formularistică, făcând ordine de plată și plătind zeci de mii sau sute de mii de lei, încă nu știm, pentru burse de merit, unor copii cu note sub 5, 4, 3 și chiar 2, că sunt cazuri. Fără să tresare pe undeva cineva, că nu e în regulă. Până n-a publicat un ziarist un articol și a explodat scandalul. Toți acești oameni din sistem au semnat, au transportat hârtiuțe și hârtii de colo-colo, stânga-dreapta, totul a trecut prin malaxorul administrației și nimeni n-a zis, bă, dar nu e ceva, nu e bine, nu e în regulă. S-a prins un jurnalist, a publicat un articol, brusc presa a devenit curioasă și uite așa. Pe de altă, deci nu pot să nu mă întreb cum și-o fi în mintea copiilor care încasează totuși bursă de merit pentru medii de admitere la liceu de 2, 3, 4. Cam cum înțeleg ei școala, sistemul de evaluare, viitorul lor în această societate? Că doar le este premiat meritul, nu? Meritul lor fiind ce? Că au luat 2? E practic ajutor social de pe băncile școlii. Da, dar dacă i-ar spune ajutor social, ar fi ok. Înțeleg ce zici. Dar dacă i-ar spune ajutor social, ar fi onest, mai cinstit. Bă, poate veniți din familie defavorizată, nu știu. Dar le dă bursă de merit. Nu, deluază. Vezi că dacă ai mai mult de 10 absențe pe lună, nu ți-ai bursa, așa că există un merit. Care e meritul? De a merge la școală. Că mergi la școală. Cursurile. Deci meritul este doar că te duci la școală? E aparent, da. Și atunci de ce nu sunt plătiți toți? Să știi că în unele cazuri e un mare lucru. Da, ok, bun. Foarte bine, dacă statul român consideră că trebuie să dea bani ca să te duci la școală, putem discuta despre asta. Dar de ce nu plătesc toți atunci? De ce nu primesc toți acești bani? De și primesc numai primii 30%. E că trebuie să existe și spirit de competiție. Da. Da, adevărul că da. Ai luat medie de 2, adică trebuie să fii sub presiune, că dacă vine altul care are 1,50 și ia el... Îți dai seama ce presiune pe tine să ai 8-9 absențe? Aparent, în cazul copilului ăluia care are bursă cu 1,90 sau cât are el, da, mai sunt cel puțin 2 după el, că dacă e în primii 30%, măcar 3 sunt în clasa aia, nu? Se calculează... Deci, păi aia a bătut. Și se duce și la școală. Da. Regulat. Este vorba de felul în care se distribuie acest 30% pe clasele unui liceu și ale unui gimnaziu și în cazul acesta se iau în considerare notele de admitere la liceu. Hei. Deci nu mediile generale, deci la sfârșitul... Notele de admitere, deci repet, au fost unii care au intrat, cel puțin 2 inși, care au intrat cu notă mai mică decât asta. Da, cred deci, că așa. De acord. Nu? E ca la fotbal, dacă joacă unii care sunt mai slabi, să zicem... Să nu zicem. Să nu zicem. În fine, una peste alta, cumva profund ironic, tot acest bucluc cu burse de merit acordate unora care nu merită deloc, de fapt. Nu face decât să copieze sistemul mult mai larg și mai dăunător de recompensare cu funcții în stat. A unora care la fel n-au niciun merit și nicio calificare pentru funcțiile respective. Că ce altceva sunt numirile politice ale unor incompetenți perfecți, mii și mii de posturi din administrația de stat. Un sistem care afectează inclusiv și poate în primul rând și educația. Unde sunt numiri politice până la nivel de școală. Asta este modul, ăsta e modul în care funcționează România. Deci iată cum idiocrația a făcut cercul complet și s-a întors să-i muște de dos chiar pe cei de la vârful sistemului. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.